acest pasaj biblic bisericii din Roma, unde se afla în închisoare și vrea ca să-i facă cunoscut bisericii din Roma că felul cum trebuie ca să trăiască. Și primul lucru de care se ia tocmai este lucrul cel mai important, dragostea. Tot Apostolul Pavel spune la Corinteni că fără de dragoste ce suntem? O ramă sănătoare și un chivav zănitor. Chiar dacă ne-am dat trupul nostru să fie alt, chiar dacă ne-am părțit toată mâncarea la săraci, dacă nu avem dragoste, tot suntem nimic. Și iată că Domnul a vrut ca după masa aceasta să vorbesc înaintea dumneavoastră despre dragoste. Și ce fel de dragoste vrea El să o avem noi? Să ne fie fără prefăcătorie. Să ne fie groază de rău și să ne alibim tare de bine. Ce lucru minunat ne învață cuvântul Domnului. Dragostea să ne fie fără prefăcătorie. Știți că există în lumea aceasta o, să zic așa, o fățărnicie extraordinară. În viața mea am cunoscut o persoană care ne era și relativ într-un fel și când vedea că vine niște frați la ei să-i viziteze, așa îi vorbea de rău și când vedea în casă, o, pacea Domnului, frate, o, ce bine îmi pare că nici ne-am existat și haide să ne punem în genul ca să ne rugăm și a zis, bă, mustră de Domnul, ziceam, cum tu poți să fii așa și de fățarnic și așa de lingușitoare și aia. Și uite că nu cunoșteam probabil că cuvântul acesta, că dragostea să fie fără prefăcătorie, să ne fie groază de rău și să ne albim tare de bine. Să ne fie groază de rău. Când ți este groază de ceva, așa că te ții distanță. Dar când te bucuri de ceva, așa că te apropii de lucrul acesta. Că îl îmbrățășezi, îl iubești, vrei ca să ai părtășii, legături cu ce. Și iubiți-vă cu unii pe alții, versetul 10. Cu o dragoste frățească și în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Auzi? Să ne iubim unii pe alții cu o dragoste frățească. Eu mă mir de doi frați aici care am în biserică și în seara aceasta mă bucur că aici. Eu am observat la aceștia doi frați că se iubesc exact după Biblie. Și nu știu cum poate Adrian să-l asculte așa de mult pe Igor. Că face exact ce zice Igor. Și mă bucur de ei și niciodată n-am căutat să zic ceva. Mă, vezi că tu ești prea supus lui, să faci prea... cumva să pun jos. Și zic că n-are și e punctul lui de vedere și asta. Dar mă bucur de ei că ei trăiesc într-adevăr după cuvântul Dumnezeu și zic, Domnul să vă binecuvinteze, să vă țină mai departe așa, că asta e regula pe care cuvântul Dumnezeu ne învață, să ne iubim unii pe alții cu dragoste frățească și în cinste fiecare să dea întâietatea altuia. În cinste fiecare să dea întâietatea altuia. Și ei își dau întâietate în altora. Și aș vrea ca și în biserica noastră să văd lucrul acesta că se întâmplă și ne dăm întâietate unii la alții și ne iubim așa ca frații. În sârguință fiți fără prege. În sârguință. Cum puteți să interpretați cuvântul în sârguință? În a te dedica, în a te dărui cuiva, în sârguința aceasta, în a te dărui cuiva să fim fără prege, nu? Și fiți plini de râvnă cu Duhul și slujiți Domnului. Doamne ajută-ne ca să ne dăruim întru totul Ție și întru totul să slujim fraților noștri, Doamne, așa cum Tu ne vrei ca să slujim. Bucurați-vă, zice nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, bucurați-vă în nădejde. De ori de câte ori avem ocazia ca să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos, despre mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a promis-o când ne-o dă în dar. Ne bucurăm de lucrul acesta, nu? Avem o nădejde și nădejdea noastră pe care avem noi nu este o nădejde care ne înșală, ci este o nădejde care o vom vedea împlinindu-se atunci când Domnul ne va chema acasă sau când Domnul va veni ca să șlăpească biserica. Atunci ne vom bucura și bucuria noastră va fi deplină și va fi eternă. Spunea fratele Cornel aici că vom sta pe scaunul de domnie cu Iisus. Și mulți nu poate să înțeleagă lucrul acesta, dar Domnul Iisus Hristos i-a vorbit lui Ioan acolo în Isua Paspus și i-a spus că eu stau pe scaunul de domnie cu tatăl meu și oricare din voi care va sluji mie va sta și el pe scaunul meu de domnie. Și noi nu știm încă cum se va face lucrul acesta și cum se va petrece lucrurile acolo în veșnicie. Dar cred în cuvântul lui Dumnezeu că vom sta pe scaunul de domnie. Și dacă nu
atunci, în toată eternitatea, vom sta pe un scaun de domnie în mii de ani, când Domnul Iisus Hristos ne va pune să domnim peste anumite localități, peste anumite neamuri și anumite lucruri. Că zice că mii de ani, când Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ, atunci nu va mai fi o democrație, va fi teocrație. Care s-a auzit de cuvântul de teocrație? Cuvântul de teocrație înseamnă dictatură creștină. Atunci nu va putea să spună cineva că vreau să slujesc cu Dumnezeu sau nu vreau. Atunci o să trebuiască să slujiți. Că zice că cel care nu va sluji și nu se va supune, va muri la 100 de ani. Dar cei care vor supune lui Dumnezeu și vor trăi după regulile pe care le-a stabilit Iisus în 1000 de ani, aceia vor trăi 1000 de ani. Și apoi după aceea vom trece pe la tronul de judecată și vor veni răspătirile pentru eternitate. Dar până atunci vom domni împreună cu Iisus. Că zice Iisus, m-a spus, domnește acolo, domnește țara aia, domnește țara aia, domnește peste neamurile acele. La fiecare de noi ne va da un loc unde să domnim. Că așa se spune la Apocalipsa acolo. Ne va da anumite cetăți peste care să domnească mii de ani cei care au slujit Domnului Dumnezeului nostru. Așa, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie și fiți primitori de oaspeți. Ajutați pe sfinți când sunt de nevoie. Voi știți că fiecare din voi sunteți un sfânt? Din moment ce ai fost sigilat cu Duhul Sfânt și Dumnezeu s-a pus pecetea peste tine, tu ești un sfânt. Din moment ce trăiești o viață curată și sfântă, tu ești un sfânt al Domnului. Și zice că trebuie să-i ajut pe aceștia sfinți, să ne dăm întâietate și să-i respectăm și să-i ajutăm, așa cum ne învață cuvântul Domnului și după masa aceasta. Și fiți primitori de oaspeți. Când am fost un copil la casa mea părintească, vă mai dau un exemplu și e bun să învățăm și din exemplurile acestea. Tata meu a fost, cum sunt eu acum, un general contractor și lucra în anumite localități și venea acasă numai sâmbăta și duminica. Restul săptămânii, toată săptămâna era tot la muncă la anumite proiecte pe care lucra el. Și mama mea era și el prorociță și vineau oameni de ăștia care lucrau pe la câmp, oameni săraci, pe timp de toamnă, se întorneau cu cereale de acolo când începea vremea să se schimbe și n-aveau unde să locuiască. Și toată lumea de acolo, din localitate, îndemna acolo. Du-te acolo, că acolo este cineva care să te primească. Era pocăit. Familia era pocăită, își duceți-mă acolo la Ingrăia să o primească. Și când mă duceau, vineau acolo, se rugau ca să-i primim. Eram de acum un băiat mai mare și eu de vreo 10 ani și veneau oameni cei sărași și aveau și copii mici și se rugau ca să-i primim, pare să stea în stodoală, nu în casă. Și că erau mulțumiți și acolo. Și când ajungeau acolo, după aia avea pretenție ca să-i dăm și de mâncare. Și mă aduc aminte, ziceam, uite ce șmecheri sunt. Îmi spuneam, e coconașule. Vrei să spui la mama să ne dea ceva de mâncare? O, ală de chișleac, o leacă de mămăligă rece, orice este, numai să ne dea ceva de mâncare. Și mă aducea la mama și mama îmi dădea de tot ce trebuia să le duc acolo și le aduceam să mănânce mai mult decât ce le-au ei. Și apoi dimineața când se sculau, se duceau mai departe, în regulă lor. Ziua următoare vine o ață. Și ei au înțeles cuvântul acesta ca să fiți primitori de oaspeți. Considera că lucrul acesta e bine să facă și primea pe oricine să ruga la noi ca să îl găzduiască peste noapte. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață și pe noi în seara aceasta că să fim primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prionesc, binecuvântați și nu blestemați. Știți ce în altă parte mi-am adus aminte, Apostolul Pavel zice că unii din voi au primit ca oaspeți chiar pe Îngerea Domnului. Ați găsit lucrul acesta în Sfintele Scripturi? Trebuie să fim primitori de oaspeți, că nu știm pe cine primim. Primim poate pe un copil al Domnului, care Dumnezeu l-a iubit și l-a răscumpărat din lume și lucrul acesta este bine și plăcut să facem. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Este un lucru foarte mare. Este foarte ușor să binecuvintezi pe cineva când persoana respectivă te respectă, te iubește și te ajută. Dacă pe cine te blastemă ca să-l binecuvintezi, asta, din punct de vedere firesc, este imposibil ca cineva să o facă. Dar noi, tocmai la aceasta, suntem chemați, ca să binecuvântăm și pe cei care ne blastemă,
pe cei care ne vorbesc de rău, pe cei care ne desprețuiesc și ne face ca să fim că suntem de nimica. Pe aceia trebuie să iubim. De ce? Pentru că cuvântul Domnului ne spune în seara de astăzi că trebuie să iubim. Zice, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. De multe ori s-a întâmplat în biserică la noi și în alte biserici, am văzut că s-a întâmplat când oamenii trec prin anumite încercări. Moare cineva din familie sau se întâmplă un necaz, o suferință într-o familie. Unul își pierde o mână sau un picior și vine la biserică și plânge și se roagă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca să iubim pe aceștia care trec prin încercări. Ca să plângem chiar și noi cu ei care plâng și să ne bucurăm, zice, de asemenea, cu cei ce se bucură. De ce? Că se face o legătură frățească. Atunci când tu ești în necaz, în suferință și treci printr-o greutate mare, dacă vine cineva și spune cel puțin un cuvânt bun, să vezi cum cât contează cuvântul acela și când ai să-l urzi multă vreme și mulți ani, n-ai să-l urzi. De ce? Pentru că ți-a spus un cuvânt bun de mângâiere, un cuvânt de îmbărbătare. Din cauza aceea să-l iubești și ai să te bucuri și ai să cauți să fii și mai departe tot la fel de bun și cu alții. Aveți acele simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite și să nu vă socotiți singuri înțelepți. Aveți acele simțăminte unii față de alții. Despre ce simțăminte ne vorbește aici? Ne vorbește despre legătura frățească. Dacă cineva mă iubește pe mine și eu să-l iubesc pe el. Și nu numai atât, că înainte am vorbit că noi trebuie să iubim și pe cei chiar care ne disprețuiesc și chiar care ne blastă. Și aici Apostolul Pavel merge mai departe, zice, aveți acele simțăminte unii față de alții și nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Și să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu trebuie să ne socotim singuri înțelepți. Pentru că mai înțelepți decât toți înțelepți în lumea acestia este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Găsim în Sfintele Scripturi că înțelepciunea lumea acestia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm cu atenție și cunoaștem bine toată tehnologia și cum funcționează lumea asta, putem să zicem că este o nebunie. Și în ziua de astăzi, când m-am uitat la news și aia, am văzut că la ora 2 se ploaie. Ploaie torențială. Și când acolo soarele a luminat și a fost așa frumos, și am zis, uite ce înțelepciune a lumea, am zis la soție. Am spus că ar să ploaie și ar să fie necaz, norocire și chiar în thunderstorm spunea unul că o să fie. Dar uite că nu a fost așa. De ce? Că înțelepciunea omului este limitată. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu este de săvârșire și de aceea Apostolul Pavel a zis să nu ne socotim singuri înțelepți, ci să vedem și să știm că Dumnezeu este mai înțelept decât toți înțelepții lumii. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău și urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Nu întoarceți rău pentru rău și în altă parte Apostolul Pavel spune nici o cară pentru o cară. Nu întoarceți rău pentru rău. Chiar dacă ți-a făcut cineva rău, tu nu trebuie să întorci rău. Căci prin felul acesta de purtare a tău, dacă n-ai să întorci rău, ar să-l câștigi pentru Dumnezeu și El o să cunoască că este ceva mai deosebit cu tine. Noi în orașul Suceava, unde a fost oraș de 100 și ceva de mii de locuitori, dar toată lumea din orașul ăla ne cunoștea că suntem pocăiți. Eram patru frați care stăteam în Suceava. Și toți ne cunoșteam că suntem pocăiți. Și nici odată n-am spus cumva un cuvânt ușor când am fost întrebat dacă sunt pocăiți sau nu, să spun, a, nu, ce eu. Puteam să spun, tata a fost pocăi, nu eu. Dar niciodată n-am spus așa ceva, nici unul din noi. Totdeauna am spus, da, suntem pocăiți, mergem la adunare, slujim Domnului și pentru lucrul acesta că știam că suntem pocăiți, nu eram invitați la cele lucruri care făceau cei din lume. Ei se duceau la băut, se duceau la distracție, dar pe noi nu ne invita nimeni pentru că știam că nu ne ducem. Și așa ne-am păstrat curață înaintea Domnului. Și dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați ca răzbunarea și mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răspăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Slăbit să fie numele Domnului. Dimpotrivă, trec mai repede peste versetul acesta, pentru că timpul s-a terminat și vrem ca să încheiem și la timp. Zice, dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea.
Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin mine. Ce frumoase cuvinte a spus Apostolul Pavel bisericii din Roma și astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit nouă. Dacă am luat aminte la aceste cuvinte și dacă vom căuta ca să le punem în practică, să știți că vom fi binecuvântați de Domnul și vom fi cu adevărat copii al lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră și pentru asistența din după masa aceasta și ne punem pe genunchi și mulțumim Lui pentru că merită să primească lauda și slava și gloria, căci cuvântul Său de-a învățat lucruri frumoase și bune și zic, Doamne ajută-ne ca să putem să ne trăim în fiecare zi, așa după cum am auzit din cuvântul Tău. Amin.